Echipa feminină de handbal a CS Minaur are de muncă serios în această săptămână. Astăzi, echipa din Maramureș va juca la Brăila cu Dunărea din localitate în optimile Cupei României Râureni, pentru ca sâmbătă 10 februarie de la ora 17:30 să joace partida din etapa a 16-a din Liga Florilor Mol cu Corona la Brașov. Primul joc, cel din cupă, va fi arbitrat de Corina Constantin și Daniela Enache, iar observator va fi Marian State. Mai apoi, jocul de sâmbătă din Liga Florilor va fi oficiat de Ovidiu Ilisei și Ionuț Frim, observator urmând să fie Viorel Dobre. Sunt două jocuri foarte grele, însă fetele de la Minaur spun că vor trage tare pentru a obține rezultate bune. Dunărea este pe val, merge bine în campionat și în EHF Europe League, iar Corona are mare nevoie de puncte pentru a evada din zona periculoasă.